Am vorbit despre sport, am vorbit despre traumatisme și nu e așa, în mod firesc, alături de mine trebuie să fie un medic care se ocupă de medicină fizică și de recuperare, domnul dr. Edis Mustafa. Bine ați venit, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație, sunt într-adevăr bucuros să fiu alături de dumneavoastră. Domnule doctor, așa cum spuneam la începutul emisiunii, relativ puțin dintre noi fac sport în mod consecvent. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Suntem prea comozi, nu avem spații speciale, bine organizate unde să facem sport? E o întrebare extrem de interesantă. Cred că, nu știu sigur dacă eu am soluția pentru întrebarea dumneavoastră, dar ce îmi vine în minte este faptul că sportul la noi nu este destul de valorificat începând din școală, da? Și dacă ne uităm puțin spre vest, în țările dezvoltate, observăm că sportul este o activitate extrem de importantă chiar și într-o curiculă de învățământ și mai mult au diferite beneficii, cu cât sunt mai sportivi, mai buni și au performanțe semnificative, au și facilități în accederea în facultate și în alte structuri. Cred că la noi, din păcate, nu se părinții sau copii cu o scutire renunță la sport și tânărul adult și ulterior adultul, inclusiv noi, poate nu suntem atât de apropiați de activitățile sportive. Și aici aș mai putea da un exemplu. De exemplu, într-o țară ca Olanda, unde populația, aproape la jumătate din populația țării noastre, două treimi dintre ei sunt afiliați unor cluburi sportive. Deci practică sport, activități sportive într-un cadru organizat, corect și susținut. Și cred că poate asta ar putea să fie una dintre cheile sau dintre soluțiile pe care ar trebui să le avem în vedere. Deci un program bine pus la punct și care să, cum să spun, să atragă în activitățile fizice toate grupele de vârstă, de la copii și până la vârstnici. Eu sunt un adult obișnuit, relativ sănătos, ușor supraponderal. Să spunem că în urma îndemnurilor din această emisiune Atelier de Sănătate, m-am hotărât să mă reapuc de sport. Cum îmi aleg activitatea fizică potrivită? În primul rând, atât timp cât nu vă doare ceva, puteți practica diferite forme de sport, mai ușoare sau cu, știu, de intensitate mai crescută. În general, recomand persoanelor care îmi pun întrebarea asta, pentru că frecvent primesc această întrebare, plimbările pe distanțe lungi, pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată. Pentru că dacă urmărim să slăbim, avem nevoie de un anumit tip de sport. Dacă urmărim doar să ne întreținem și să avem, știu, o mobilitate articulară bună, un tonus muscular satisfăcător, atunci ne putem complace și cu activități sportive, nu neapărat foarte solicitante. Deci plimbările pe distanțe, în notul, activitățile, recomand foarte mult activitățile fizice în apă, în bazin, pentru că oarecum sunt și născut în Constanța, la malul mării și am așa poate o doză de subiectivism vis-a-vis de apă, dar putem discuta despre kinetoterapie în apă, despre gimnastică de orice tip, aquagym, aquacycling mai nou, e o chestiune extrem de interesantă și foarte utilă pentru oamenii care nu sunt neapărat practicanți de sport așa susținut. Bun, deci să începem cu o plimbare. O plimbare. Ne oxigenăm bine. Să sperăm că se face frumos afară, că vremea devine așa, consecvent frumoasă de la o zi la alta. În cazul în care am anumite afecțiuni preexistente, diabet, hipertensiune, suferințe ale aparatului locomotor, oase, mușchi, o hernie de disc, de exemplu, în cazul meu, ce trebuie să știm, ce precauții trebuie să ne luăm atunci când începem o activitate sportivă? Se presupune că diagnosticul este pus de un doctor care l-a informat foarte bine pe pacient, iar acesta, înainte de a se orienta către activitatea sportivă, da, care îi place sau care i-a fost recomandată, ar trebui să fie foarte bine conștient de limitele, da, pe care le impune afecțiunea existentă. Că vorbim de sistemul cardiovascular, că poate avea o insuficiență cardiacă și nu poate tolera un efort susținut pe distanțe, timp îndelungat, clar va avea nevoie de un test de efort în care să îi se stabilească limitele. Vorbim de aparatul locomotor, diferite forme de artroze, diferite sechele post-traumatice din trecut. Astea toate trebuiesc evaluate de un doctor
specialist, da, în aparat locomotor, cum ar fi ortopedul, cum ar fi doctorul de recuperare, medicul de medicină sportivă. Și chiar în această speță fac parte așa dintr-un colectiv și am un coleg care este interesat de această parte și începe să dezvolte destul de mult și pentru sportivii amatori. Sunt diferiți parametri pe care noi îi evaluăm, cuantificăm fiecare patologie pentru ce și ce am putea să-i recomandăm și vorbim din ce în ce mai mult de medicină personalizată, de protocoale de tratament, asta dar, bineînțeles, personalizate pentru persoana pe care o avem în față. Din aceste considerente, pe aceste considerente, de fapt, putem aprecia și un prognostic, da? Terapeutic pe care despre care pacientul va fi extrem de interesat, pentru că mai ales în specialitatea mea, noi discutăm foarte mult de obiective. Adică în momentul când ai un diagnostic de certitudine și pacientul spune acolo aș vrea să ajung eu, cu mine, cu tonusul meu muscular, cu forța, cu mușchii, noi putem aprecia chestia asta doar după o anamneză, o evaluare cât mai amănunțită. Am înțeles. Cu alte cuvinte, faceți un profil. Sigur. Se stabilesc niște targeturi, niște exact. Ținte pe exact. Care și le însușește, mă scuzați, fiecare. Fiecare. Și urmăriți apoi parcursul pacientului Absolut. De la momentul zero la momentul Sigur. Când și-a atins acele ținte. Sigur. Cum știm că am făcut prea mult sport? Că am exagerat cu mișcarea. Cel mai frecvent simptom pentru care pacientul dorește să ajungă la doctor este durerea. Deci ar fi primul criteriu, să zicem că avem o durere, o tumefacție, ceva care nu mai trece, da, au trecut 3-5 zile și lucrurile poate chiar se înrăutățesc, atunci e clar că ce am făcut până atunci nu a fost corect și am avea nevoie de evaluare. Pot fi anumite asimetrii ale corpului, stânga față de dreapta, de exemplu dreptacii, da, din sport, luăm exemplu pe Nadal, are uh-huh. un braț extrem de bine dezvoltat, comparativ cu celălalt. Depinde ce anume urmărim, adică sunt persoane care fac sport pentru aspectul estetic, sunt persoane care fac pur și simplu pentru sănătate. Și atunci putem să dedicăm follow-up-ul acesta al pacientului mult mai... Mai bine, mai țintit. Dar ca să vă răspund așa direct, cred că educația pe care o avem fiecare, atât, cum vă spuneam, începând din școală până în vârsta adultă, trebuie să aibă legătură cu o conduită și cu niște limite de bun simț prin care să nu exagerăm medicații, suplimente, pentru că toate acestea ne pot face rău și noi putem să punem toate aceste alte simptomatologii pe seama sportului în exces sau anumitor lucruri pe care nu le-am făcut cum trebuie. Deci să nu exagerăm în niciun fel. Da, e un clișeu acesta, dar nu, ar fi, da. Să păstrăm măsura în toate. Sigur, sigur, sigur. Să ținem cont de afecțiunile pe care le avem, de exemplu, în cazul diabetului zaharat, să ne măsurăm glicemia înainte, după efort. Dieta este extrem de importantă, atât pentru omul cu boli cunoscute, cât și pentru ceilalți dintre noi. O dietă echilibrată și dietă nu mă refer doar la alimentație, la cât apă bem pe zi, inclusiv somnul, inclusiv stresul pe care învățăm să îl gestionăm, pentru că și stresul acesta cotidian, stresul ăsta mocnit, cum mai putem spune, este totuși un inamic al articulațiilor, al tendoanelor, al musculaturii, pentru că... Da, intrăm într-un cerc vicios, facem mișcare ca sigur, să scăpăm de stres, însă ne supunem altui gen de stres. Decât să avem alte vicii, mai bine avem viciul sportului. Am înțeles. Începe sezonul cald. Da. Și dintre activitățile fizice, multe se practică în exterior. Da. Cum ne protejăm atunci când facem sport în aer liber pe timpul verii? Pe timpul verii. E clar că ar trebui să evităm, dacă nu suntem obligați, nu suntem sportivi de performanță și doar practicăm amator activitățile sportive, evităm intervalele în care soarele este deasupra noastră, arde peste 40 de grade, indicele UV este până la cer și înapoi. E clar că avem nevoie de precauții. Dacă
nu putem evita acest lucru, trebuie să ne luăm toate măsurile. Cum ar fi echipament sportiv și, slavă Domnului, putem găsi echipament începând de la bluze, încălțări și, foarte importante, încălțările de altfel pentru activitățile sportive, creme, bineînțeles, de protecție solară, hidratarea care trebuie să fie corespunzătoare, nu doar cât ar trebui să bem într-o zi normală, ci raportat la activitatea, bineînțeles, și, bineînțeles, să avem un aport proteic corespunzător de fibre, tocmai pentru a avea energie și a susține această deshidratare care poate apărea la nivelul corpului în urma expunerii la temperaturi ridicate. Cum apreciați ce se întâmplă în ultima vreme? Am văzut că avem și noi în televiziune o mulțime de colegi care participă la semi-maratoane, maratoane. Credeți că mișcarea sportivă de masă în România începe să dea semne că se dezvoltă? Da, e adevărat că observ și eu și mai ales că, din păcate, întâlnesc în activitatea mea de zi cu zi din ce în ce mai multe persoane care au diferite forme de accidentări. Eu sunt genul de persoane care susține întotdeauna discuția cu un profesionist în domeniul respectiv despre care, da, pentru care vrei să te apuci de o treabă sau vrei să începi ceva nou în viața ta. Și există antrenori, foști sportivi de performanță, care sunt foarte accesibili, întâlnim în sălile de sport, cu care ar trebui avută o primă discuție, iar dacă lucrurile nu se rezolvă acolo, bineînțeles că medicul este cel care poate elucida diferitele acuze sau întrebări. În practica dumneavoastră curentă, care sunt cele mai frecvente accidentări cu care vă întâlniți în urma activităților sportive? Începând de la afecțiuni miotendinoase, despre care vorbea și colegul meu mai devreme, deci microleziuni musculare sau tendinoase sau ligamentare, pentru persoane, din păcate, care fac sport, susținut, cum a spus și mai devreme, semi-maratoane, maratoane, mai ales dacă nu cunosc biomecanica, schema de alergare corectă, pentru că și acolo este o școală, o școală a alergării, de exemplu, că vorbeam despre asta, pot avea afectări ale cartilajului, gleznă, genunchi, șolduri, probleme de coloană, pentru că dacă nu ai o postură corectă, nu îți cunoști foarte bine limitele și corpul, atunci vei putea face rău inconștient. Vă mulțumesc foarte mult, am aflat o grămadă de lucruri utile, o să încerc să mi le notez după ce încheiem emisiunea pe multe dintre ele și vă așteptăm și altă dată cu sfaturi legate de recuperare și de felul în care trebuie să facem mișcare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor.